Noi am început în anii 90, anii 90 erau așa, un soi de junglă. Texas. Da, exact. Era, le asemenea cu despărțirea continentelor. Muzica hip-hop, pop și tot ce era și e și acum, Uh, uh, nu, nu putea umple, adică toată lumea făcea muzică foarte depri, foarte uh, deci era tristă cu mesaj chiar și noi rapperii făceam uh, așa combinația asta de hip-pop mi îmi place să, uh, să să vorbesc despre lucruri importante, dar cu Cuvinte simple. Sunt cazuri extreme. Trebuie să merg la concertul cu tarele le lași? Sau trebuie să se ducă, să doarmă la nu știu cine, le lași? Și mă bagă pe mine la înaintare, la, la, la de -astea. Dom'le, am eu cu carnea prăjită. carne prăjită cu prăjel, cu ceafă, cu de astea, de astea, asta e meniu. Dar, na, eu sunt mai uh, cu legumele. Mai bași legume? Sunt mai rămân. Da. Bună seara, dragilor! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drigici și în seara asta, fără mare, mare introducere, un prieten, un frate adevărat, ne știm de ani de zile, este primul rapper care a colaborat cu noi în România, este fratele meu, i-am cântat la nuntă, suntem prieteni de foarte mulți ani, îl respect mult de tot, este cel mai, cel mai tare rapper din România, după părerea mea și îl iubesc mult, fratele meu, Puia! Mersi frumos pentru o introducere așa frumoasă! Chiar ai cântat foarte frumos dar... la <laughs> nuntă! Din păcate, din păcate în, în într-un exces de, cum se zice, organizare, am luat caseta și m-am lucrat la cu noi. Băi, ești nebun, nu mai ai? Nu mai am. 2011, 13 ani, nu? 2011. Da. Și cu o seară înainte, a văzut să în concert în, în, parcul Iore. Da. Chiar te fi, mă gândeam că te știu de când erai mai mare. Pu puțin mai mare, cu 40, 40 da, de da, kg. Da, da, da. Nu, că acum nu mai fi mare. Exact, dar mai, mai mic. Da. Uh, lumea te știe aproape acum, cred că, cred că de 20, 25 de ani. O în 96 am făcut prima piesă. 96. 96, 96. Deci deci am făcut prima înregistrare, da. 28 de ani. 28. De la prima piesă și de când, de când ați început voi, uh, toate etapele prin care ați trecut ca... Și ca echipă, ca trupă, și tu, în primul rând, ca individ, și toate etapele tale, și ca familie, ca familie, ca familie și ca familia, spune Spunem, adică care a fost momentul când prima piesă a prins, după 96, Imeat, în anul viitor, 97-98? Din fericire, în cazul meu s-a întâmplat destul de repede. Prima mea piesă la care am colaborat, de fapt, nu era piesa mea, era piesa celor de la B.U.G. Mafia. Se numea Până când moartea ne va despărți. Și eu cântam cele trei strofe și o fată refren. Mă rog, era o piesă de pe albumul lor. Asta a fost o piesă, prima piesă care chiar a avut succes. A, a fost difuzată la radio în 96. După care în 97 noi am făcut un album solo, eu cu Sișu, la familia, iar în 98 am făcut un pe de Borfaș, care ăla a fost hitul hiturilor. Că era un, pe, În vremea aia se lansa televiziunea Atomic și făcea videoclipuri artiștilor începători din România și noi am beneficiat de un clip făcut de Tudor Giurgiu. Wow. Da, deci am avut ocazia să lucrăm cu regizor de film pentru clipul ăla. S-a filmat trei zile, deci era ceva așa, nu știu, era ceva foarte scump pentru vremea aia și cred că și pentru vremea asta. Și cred că acolo ne-am propulsat noi în uh, univers, ca să zic așa, cu la familia. Toată lumea știu de la familia de atunci. De momentul la început. Da. În perioada aia uh, sunt mulți oameni care uh, au văzut poveștile rapărilor, au văzut poveștile mai nou a atrapărilor și astea, dar eu care te cunosc pe tine bine și pe și și pe băieți, ne cunoaștem cu toții, voi chiar ați trăit... Adică voi nu, nu, nu numai că vorbeați despre lucrurile din piese, uh, despre ce se întâmplă în cartier. Voi chiar ați trăit între băieți în cartier. Da, din, din, <laughs> din, păcate, din păcate. Din păcate, da, s-a da, și văzut că după a început să să se întoarcă în Viața asta de cartier a început să se întoarcă împotriva noastră. Dar uh, da, noi eu, practic am fost doi băieți din Palta albă salejan care încercau să se exprime. U, muzica rap pentru noi s-a potrivit ca o mânușă. Deci erau niște versuri pe care le făceai destul de liber, le cântai, aveai o, o, plajă foarte mare de subiecte, nu era ca o muzica pop, unde puteai să cânti așa despre dragoste, puteai să cânti despre ceva sentimente, dar nu puteai să cânti despre ce făceai tu cu tovară și în fața blocului exact. sau despre problemele sociale ale anilor 90 pentru că noi am început în anii 90, anii 90 erau așa un soi de junglă. Texas. Da, exact, era le asemănă cu despărțirea continentelor. Pur și simplu toate uh, valorile au căzut, tot ce știai înainte nu mai funcționa. Era o diferență foarte mare între cum, într-o o lume comunistă care încerca să fie capitalistă, între generații, generații, între părinții noștri și noi, adică noi deja începusem să trăim cumva, eram ultima generație de pionieri, începusem să trăim cumva lumea asta nouă, ei, ei erau ancorați în lumea veche și era foarte, foarte greu. Uh, o ruptură foarte mare da, era o diferență foarte mare de exemplu între uh, uh, nu exista pătură de mijloc exista oameni cu bani mulți și oameni fără bani uh, din fericire și, de, și aia cu bani erau mulți care nici ea nu i-a da, făcut să din fericire pe noi muzica asta ne-a salvat și când spun că ne-a salvat nu este doar un, o lozincă noi eram niște băieți care na, nu prea că noi am făcut chestia asta dar nu, nu știu nu aveam vreun, nu am muncit în, niciodată în viața noastră și am avut succes destul de vreme și am reușit cu ajutorul fanilor noștri, le mulțumesc pe această cale, că au dat banii pe casetele alea. Pirata uh, și unele piratate. Da, și, da, da, și uh, noi am reușit cumva să ne ridicăm, aveam în sfârșit și noi banii noștri de buzunar, cum zice, puteam să ne cumpărăm haine, lucruri, ca, ca acum apar banale, dar în 90 era ceva extraordinar. Eu aveam un pereche de Adidas, de exemplu, care schimbam cu fratele meu, știi, când aveam vreo întâlnire cu gagici și ce am mi pe ea, știi? Cam asta era și uh, am reușit cumva să ne uh, ridicăm cumva condiția. Am, Știi și tu că atunci când ai, ești normal, tânăr și ai normal. ceva bani în buzunar, încep să te, să te și până alte cercuri, nu mai Cum era văzut? Cum evoluezi. Cum văzut băieții din, din cartier. Cum eram adică... ca în două prăjituri. <laughs> Știi cum era, așa să spun. Uh, eram printre singurii care aveam bani în buzunar și automat că uh, fără să vrei ai victimă. Hai mă dă și mie niște bani împrumut, hai să-ți cumpere asta, hai să... Tot timpul trebuia să stai în gardă, că na, așa sunt așa sunt băiții în Sălăjean, știi, când au trebuie să facă rost și când e foarte greu când nu ai când nu ai, faci orice. Cam asta e ideea și atunci era cam greu să să discutăm cu foștii noștri tovarăși. început să avem din ce în ce mai puțini. Sau, sau... Da, adevărați, care nu se uitau la banii noștri din buzunar. De ce puia? De ce puia? E foarte simplu. Noi am fost trei băieți, trei copii. De, de fapt, patru, suntem patru frați, trei băieți și o soră, Și din cauza că noi trei semoneam foarte mult între noi, lumea nu prea știa cum să ne spună pe nume. Și așa ne spunea după porecla lui tata. Tata îi spunea neapuiu. Zicea, bă, ăștia lui Puiu, Puia. <laughs> și că tot timpul când făcea cineva vreo belea, făcea ceva, nu știu, zice, bă, ăștia lui Puiu, Puia. Nu știu care din ei, unul din ei s-a făcut ceva. <laughs> și ai rămas cu Puia. Da, și așa am rămas. E pe o reclamea din cartier. Mai sunt oameni care te strigă pe numele tău? Ba, cum să nu-ți dai seama, mă strigă. De familie, Uh, mai sunt. Da. Mai sunt și chiar uh, uh, oameni care vin la spectacole și chiar mă, mă uimesc că vin și spun Dragoș. Mulți. Asta mi se pare așa o apropiere. Dar și, și, tu te-ai dezobișnuit în toți anii ăștia cu numele tău? Adică... Da, îți dai seama. Da. Adică dacă pe stradă cineva strigă puia sau Dragoș... Da, nu, dacă mă strigă Dragoș mă întreb mai greu. <laughs> îți dai seama. Vreau să te întreb ceva. Uh, Ia, zi. Zi. ți minte că te am văzut toată înainte să, să colaborăm noi, când am dus în România, și mi-a plăcut, era invitat la o emisiune la, la, la Realitatea sau la România TV. Și era emisiunea de asta, sau cu Andrei Gheorghe sau cu ceva, într-un context social, vorbea despre o problemă asta, a sărăjanului, atunci mm -hmm. cu, cu romii, cu integrarea în Europa și ai vorbit foarte, foarte misto. Mm -hmm. Și după aia am spus lui Gina și voi vreau să-l cunosc de aproape pe, pe, pe tipul mm -hmm. ăsta și ne-am prietenit și am început să, să colaborăm. Problemele din, din, perioada aia erau foarte multe și asocierea asta cu romii, cu țiganii, cu șmecheria, cu toate astea. Adică s-au schim schimbat lucrurile în Sărăjan în comparație cu ce era acum 28 de ani? Păi în primul rând în Sărăjan s-au schimbat, schimbat oamenii foarte mult. Nu mai sunt oamenii. sau -s, -a, s, -a, s, -a, s -a, Mulți dintre prietenii mei sunt plecați pe afară sau alții nu mai sunt deloc. Sau... Alții s-au cumințit? Da, alții nu. Acum e o lume nouă. Cred că eu și cu încă vreo doi mai suntem ăia de atunci, de 90. O vechi. Da. nu știu, cât privește problema asta cu românii și cu țiganii în cartier, nu, știu dacă nu cred că a fost vreo problemă reală. Mai ales adică... la voi acolo, da. Da, noi am fost învățați să trăim împreună de-a lungul timpului, adică nu s a făcut, nu știu, la noi nu s-au făcut diferențe de genul ăsta. Am observat, de exemplu, că în Ardeal se făceau. În Ardeal existau locuri, și cred că există și acum, special amenajate unde stăteau da, țigani. Da, da. Erau da. undeva pe la margine, se făceau sate cumva, la noi nu exista așa ceva, tot timpul stăteau împreună și ne influențam unul pe altul. Bă, te mai făceai, știi cum era. Român spur, că o gafă, ești, cu o gafă, o gafă. De exact. Mai nu? făceam glume între noi, dar uh, nu am simțit niciodată că exista găști la modul ăsta. Separate. Nu. Da. Și ultima întrebare despre, despre subiectul ăsta. Uh, Gicu, mi-a zis să prietenul tău din de trupă și mulți, și mulți da. băieți care, mulți țigani lăutari, Întotdeauna credeau că tu ești... Și te întrebam, mă țin minte, credeau că ești țigan. Pentru că umblai cu mulți băieți. Da, mi-a da, mai zis și nevastă mai chestia asta, că undeva mulți credeau. Dar nu dau seama de ce, că sunt blond și am ochii verzi, nu știu. Dar sunt și țigani, știi cu... Da, sunt. Care că din cauza atitudinii tale sau datorită atitudinii... Cu... Probabil. Pentru că știi, ai, ai, ai și trei pe, pe lângă ei foarte da, și te-ai asimilat. Da, probabil. Stând foarte mult împreună, la un moment dat încep să mai schimb vorbe. Și cred că toți cei care stau în cartiere o schimba vorbe unii de la alții. Acum să știe că suntem un melanj. Exact. Nu, ăștia nu ăștia din București și să și spun că avem accent. Okay. <laughs> Eu Eu n-am dat seama până când m-am să cânt în Ardeal și atunci mi-am dat seama că ei îmi spună, dumne, tu ai accent de București, zic, nu, ce accent? Și zic, vorbește așa, nu știu cum. Zic, Bine, dacă voi spuneți, probabil de acolo vine accentul. Dragă spune ceva, cum vezi schimbarea muzicii rap din anii aia până acum? Fiecare generație își pune amprenta asupra muzicii. Mi-e e greu acum să gândesc eu să critic cu mintea nu, de acum. Nu, nu, nu critică, ca o critică, adică ca cu, diferențe. A, ca diferențe, pur și simplu, da. așa. de. Um, cred că, în primul rând, a dispărut mesajul. Asta e un, un lucru destul de rău, pentru că eu m-am înrolat în muzica asta, ca să zic așa, de, din cauza că mi-a plăcut în primul rând mesajul, că puteam să spun ceva concret, puteam să influențez. Tot timpul am spus că noi suntem ca un soi de voce a străzii. Și ceea ce nu puteam să spună prietenii noștri, să le spuneam noi inversul și când existau anumite probleme. E, partea asta așa de socială cumva a dispărut. Acum e așa, mai entertainment, să se audă bine, să vorbi... e, e ok și asta, dar parcă a dispărut cumva. Iar cea mai importantă, bă, mi se pare că instrumentale sau muzica în sine e foarte sumbră acum. Da. E dar așa, e parcă zic că toată lumea e foarte încrâncinată. Pe vremea aia puteai să pui o melodie de rap la un bairam, la o petrecere. Correct. Și lumea să danseze, chiar dacă nu stăteau ei atenți la versuri. Dar cumva intra în vibe. Bă. Era era ceva pe care puteai să te simți bine nu? Acum, e totul foarte dark acum da, foarte... Acum totul e așa, depri uh, supii uh, cu toate că nervos. trebuie de unde lucrurile nu sunt așa adică în anii 90 lucrurile erau mai dark exact, exact, că... e, chiar da, invers, e... e chiar invers e chiar invers și văd și, văd și acum valul ăsta de nostalgie vis-a-vis -vis de muzica anilor 90 nu numai muzica hip-hop da, da. din anii 90 dar toată muzica, chiar și muzica dance cred că oamenii au început să observe faptul că muzica din 90 era mai veselă, mai... Parcă, na, o făcusem să, să ne scoată din starea aia de în care eram noi de... Na, cu, toate nu, că mesajul, cu toate că mesajul social era unul foarte puternic. Da, mesaj, nu, lipsea, nu, nu lipsea nici de la paraziții, nici de la mafia, nici de la noi, nici de la ilegal. Nu cred că cumva asta era crezul nostru. Știi? Acum, probabil ori exista și acum, sau nu știu eu, fiecare generație își creează muzica așa cum, cum simte pentru generația respectivă. Probabil, în aparență, noi avem mai multe, dar sufletește suntem mai triști. Asta asta a da, Foarte posibil, mai ales că s-a schimbat. Noi și... n aveam nimic și eram veseli. Sub, super veseli. Se probabil... întâmplă asta în, în societățile unde și... când încep să ai... Da, cumva știi și tu că... Uh... Păi și manelele nu mai sunt cum erau. Și manelele de anii 90 erau vesele. Păi, acum tot jocau joc au rămas. Sau... Da, dar erau mai vesele atunci. Toate alea lui Adriana, lui Valia, tot, tot ce era atunci în comparație cu acum, dacă stai și te gândești. Da, nu prea sunt în domeniu. Da, dacă da idee, da, zic. Da, e... Da, probabil când n-ai așa multe de împărțit, nu ești așa încrâncenat, știi? Când n-ai avut nimic de împărțit, scăpai de chestia asta materială, de ce haine am, ce mașină am, nici nu -avea, avea nimeni nici mașină. Nici avea mașină, nimeni. Da, adică era simplu. Ne am ne întâlneam ca să ne distrăm și ne distrăm pur și simplu. Ai, ai dat-o bine pe asta cu mașina, adică pe vremea aia când venea unul cu Mercedes de afară cu... Ultima rablă din Germania era Schmecher. Azi în ziua dați sunt numai, trebuie să ai de-astea, Urus, de Ferrari, Lamborghini, adică nu mai e... Și acum țin minte când am făcut primii bani din muzică, nu știu, am vreo 700 de dolari la un spectacol. Era un apartament 8.000 de dolari, deci practic dacă o strângeam un pic cheltuielile, puteam să-mi cumpăr un apartament, dar nu, nu. ea mi-a luat o mașină. Mi-a luat o mașină, asta mă Primul lucru, da, normal. Mi-a zis tata, uite aici un teren, nu, mașină, forțiera. Era în sânge, pizza, era în sânge. Neavând lucruri atâta timp și, na, nu știu dacă sunt copii, sunt puști de 18, 19, 20 de ani, cât aveam noi care să aibă bani pe mână și să zică, bă, acum voi investi. Bă, nu e, nu există asta. Mă uit puțin la muzica trap din ziua de azi și, și nu o spun sub o formă de critică, doar o observație. Unii în muzica trap vorbesc despre uh, lucruri sociale din cartier, dar nu cred că au, au avut chiar șansa de, chiar de a trăi în cartier, să vadă. Adică, e că mai, mai mult e vorba de a, a, a spune. În primul înțeleg ce vă în... Eu știu ce, ce spui tu. Am avut, am avut oare ce discuții pe, pe tema asta. În primul rând, în cartier știi foarte bine că atunci când te dai șmecher, că ești tai, că faci, că dreci, că nu știu ce, la un moment dat cineva o să vină să te provoace. Și tot timpul noi ne feream de chestia asta. Adică, mă, noi suntem artiști, când dar nu arte tu că. Îl faci, că, deci că, orice conflict porni pe tema asta, la un moment dat trebuie să se va sfârși. Nu poți să-l zici și uh, atât. Adică în momentul în care începi să-ți trebuie să-ți o, să să o asumi. Și noi ne cam feream de chestia asta, doar în cazuri extreme am făcut-o. Uh, Mai ales că voi și știați băieți adevărați. Da, iar uh, văzând pe străzi consumul de droguri, adică în anii 90 se consuma foarte multă heroină, văzând chestia asta, niciodată nu ne-a trecut pe un cap să spune, bă, hai că e bine. Nu știu dacă l-a auzit cineva pe Sișu să zică, bă, ce bine e să, să faci, să, adică chiar și când venea cineva în anturaj și zicea, bă, n-am încercat niciodată, vreau și eu, nimeni nu-i dădea, pentru că, zice, bă, dar asta e așa, că e bine, iar acum să încerci tu să-mi spui mie că tu ești mai drogat decât te droghezi tu în realitate, adică Bă, știi foarte bine că dacă tu ești într-un studio și lucrezi, nu poți să stai tot timpul varză. Bravo. Dar de ce să le spui mai altora că e bine? Adică, asta nu, nu înțeleg eu și probabil asta vine și din cauza că n-ai avut experiențe pe stradă. N-ai văzut oameni care se distrug, n-ai văzut oameni care, nu știu, arătau super bine. Erau o, bine o, mentale erau totuși. Cu o, o slujbă bună și pe aia să-l vezi ca un boschetar pe jos o, o, sau poate chiar la morgă. Adică, n-ai avut, avut experiențe de asta, nu-ți dai să că până la urmă ceea ce scoți pe gură influențează într-un fel sau altul oamenii și ai o responsabilitate din punctul ăsta de vedere. Aici eu știu că în afară dă bine, că și noi ne uitam la clipuri din afară, făceam, dar am încercat tot timpul să o facem în românește. Deci n-am încercat, -am, chiar dacă eram în 90 în plină era gangsta rap, n-am apărut cu pistoale așa să zicem că ne împușcăm, te împușc, fii atent. Că lumea ar trebui să fie cumva atentă la filonul ăsta balcanic și la faptul că noi cântăm în română pentru români. Chiar dacă ne inspirăm din uh, muzica din Statele Unite, că na, de acolo vine muzica asta, ar fi bine să încercăm să o mulăm cumva pe cei ce aici la noi. Chiar dacă se numește trap. Nu zice nimeni că dacă e muzică trap tu trebuie să iei versul de America să le traduci unul la unul. Zi-mă frate, ce faci tu? Poți să fii actual, dar, dar, dar realist actual. Mai ales dacă n-ai trăit Și în cartier. Și poate mulți dintre ei acum căzând în patima asta a consumului aiurea, probabil își dau seama că nu poți să faci muzică sau nu poți să faci nimic sunt tot timpul varză și că probabil unii și să luptă cu anumite dependențe pentru că na, acum dependențele astea vin pe nesimțite. Exact. Le simți practic când cred că prima oară când încep să nu mai ai bani. <laughs> Ați avut probleme Dragos în perioada aia cu cu gangster, cu băieți adevărați care s-au luat de voi? O dată? Nu, că nu... Uh, aveau de ce să se adă noi, că nu, nu, noi eram împreună în cartier acolo de când ne știam noi, ne știau de mici. Uh, nici voi uh, nu vă dădeați la Da, mulți apăreau și mai veneau și pun clipuri pe la noi, uh, cumva era ca la noi în sat, știi, satul nostru, ne știam, bă, ăla, ăla, ăla cântărețul, ăla, ăla, nu știu ce, fie nu, nu încercai acum să... Știi, noi eram niște copii, cine să aibă ceva cu noi? Că făceam noi bani, că... Nu venea nimeni la noi să zică, ia mă, să văd cât ai făcut, da, dă da, da. bani. Oricum, nici nu avea când, că noi cheltuiam foarte repede, că nu trebuia să vină în secunda doi. Și nici <laughs> Știi, apucat să-i să faceți. Na, na, nu, n-am avut uh, probleme din pricina asta. Aveți prieteni din, uh, din cei, din perioada aia care săracii sau... Uh... Unii s-au cumințit, unii s-au lăsat de prostii și alții care s-au distrus săracii? Da, am, acum de vreo 5, cam așa, 5 ani, începem să asistăm la niște mormântări de oameni de 30, 35, 40, care veneau din perioada aia de consum, din anii 90 și care cumva n-au reușit să scape de dependențe sau... Na, au Acum, acum, să plătesc notele, știi? Cam asta e. Unii, da, au ajuns și pe la închisoare, foarte mulți cu pedepse mari. E... Viața asta de cartier n -n, niciodată n-a fost ceva de ridicat în slăvi. Noi am încercat mereu să, să spunem că vrem să scăpăm de aia și de aia și am zis că mulțumesc celor care au dat banii pe casete. Practic că ei nu au salvat de chestia asta. Noi altfel sincer să fiu eu înțeleg pe mulți când n-ai de niciunele în buzunar n-ai absolut nimic și vezi și pun stânga și pun dreapta că na alții au sau vrei dorești și tu să mergi cu o gagică undeva la mare, Un la ai, munte la, la exact. atunci na necurat își bagă coada <laughs> știi și îți vin tot felul de idei asta este și de aia nu i-am am cântat despre viața de cartier, dar nici am încercat să, în același timp să și scăpăm de ea. Sper că am reușit. Ați reușit, ați reușit. Uh, ți minte în 2008 că uh, am pus o pagină, era atunci, și a sunat pe cineva, pe managerul de la tine sau pe cineva, pentru da? concertul de la Arenele Romane. Când, când am, am... cântat, da. dacă nu mă înșel, Fet... Mișcă-te! Mișcă, 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 mișcă-te! Rupe. Exact, rupete. Eu am fost, da, am fost atunci în perioada aia uh, cu voi când compuneați Romaniac. Exact! Da. exact Eu, uh, în trecut, mai fusesem, uh, mai participasem așa la uh, niște sesiuni de-astea de studio cu blăutare. Fusesem, am fusesem... Uh, Uh, noi la familia am avut o melodie cu cei de la Dan Armeanca da, și da, 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 și au făcut instrumentalul unei piese. Dar nu mai văzusem până atunci ceea ce făceai tu, mi s-a părut extraordinar, lucrai cu Cubase, ai foarte... schimbai melodiile, băgai sunete noi, adică nu le luai așa cum le auzisei tu, le recompuneai și ritmul și tu taci din gură, tu faci așa, tu zici, mamă, ăsta e o orchestră și stăteam fascinat să văd cum nu mai văzusem până acum cineva care să reorchestreze la modul ăsta piese lăutărești și să le facă să sune uh, la Gypsy King sau a la da. orice altceva, nu mai auzisem. Noi am fost super fericiți atunci că tu ai vrut să colaborezi Stăteam cu noi. pur și simplu și mă da, uitam, da, da. Da, da. Și eu atunci că uh, lucram la un album românism, vezi? Rom exact, și noi <laughs> da, romaniac. Da, da, și uh, chiar uh, și acum mai ascult plăcere albumul ăla. Te... Și băieții, băieții te, băie... toți băieții te te, 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 iubeau și te iubesc așa de mult, toți, toți dintre ei, în afară, mi-a cu Mircea Vigelie, toți, ai, da. știi, toți erau nebuni după, după tine. Vreau să spun, că tu ai fost primul care ai, ai, fost de acord să faci colaborarea asta cu, 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 cu muzica lăutărească. Asta cred că se face parte tot de faptul Pot că ai crescut că în nu cartier, era la modă. Când da, nu era la modă, pe nu asta. era la modă. Păi dacă am văzut modul cum cum tratați muzica, adică Contează foarte mult pentru mine, că una e să uh, vii acum să cânți doar așa ca să-ți iau banii din buzunar, să scând la ureche, și dacă nu mai scând la ureche, nu -ți mai dau. Nu, dacă nu mai dai banii, nu-ți mai scânde la ureche și am plecat. Și alta e să privești muzica artistică, că adică era clar că voi o făceați cu pasiune și uh, era pentru prima oară când o vedeam făcută așa, profi, știi. Și am zis, mă, da, hai să, să încercăm, mai ales că piesa mișcă te chiar avea un soi exact, de exact, 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 oriental. Da, da, da. Și da, pe vremea aia nu te... Nu, 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 suna... Nu mi se părea că sună manele neapărat. Exact. Așa, ca un soi de încercare, cum făcusem înainte și cu Dan Armanca. Uite că ai adus, ai adus ăsta și mai ales că ai colaborat și cu Dan Armanca. Ce s-a întâmplat? Adică după, după pandemie, cu tot trendul ăsta al al manelor, cu tot, s întâmplat, cu trapanele cu manele. Cu... Uh, Care până atunci știi că erau, tu lumea asculta manele, dar erau, Doamne, că nu ascult manele. Păi, uh, sincer să fiu, cred că m-am gândit așa mult. Uh, în primul rând, îți spun ce s-a întâmplat la mine cu muzica mea. Lumea a început să-mi să asculte repertoriul vechi. Foarte, cu toate piesele. Am o piesă care se numește, se Fresh. Da. După 2 ani de pandemie m-am trezit că piesa respectivă e, un hit. Eu ne făcând niciodată publicitate piesei, n-a fost niciodată la radio, n-a fost niciodată, n-a avut videoclip și era făcută 10-12 ani în urmă, adică... 2007, 2006, da? 2009 era și bă, zic, stai, dintr-o dată m-am trezit că piesa era cândată peste tot. Practic a fost un nou single al meu. Zic, cineva, am făcut muzică în viitor. Deci și dintr o nostalgie lumea... cumva, nu? Nu, nu, nu. M-am gândit dacă e ceva cu nostalgia, dar nu. Era o melodie pe care lumea putea dansa, se putea distra la o petrecere. Culmea, lumea s-a și distrat mult în da, pandemie. Da. Și a ascultat muzică de petrecere. și așa sunt românii. Românii fac haz de necaz. Adică... Păi noi asta ne caracterizează. Cu e mai rău, după aia încerci să ieși din starea aia. Parcă mai multe distanțe. Mai... Ha, mă, și așa. Murim. Hai să murim bine. Da, că asta, asta a fost și la mine. Când m-am dus prima oară, ți-o recunosc. Mi-am umplut porbagajul de conserve și acum am mai. Că am zis că vine sfârșitul lumii. Eu ți-am sigur. Și când am fost la primul grătar, am văzut că n-a murit nimeni, deci sfârșitul nu, nu mai vine, hai mă. da. Și doi ani asta a fost. Și cred că, lumea tot distrându-se, distrându -se, căuta muzică de, de, de distracție. Iar manelele au umplut un gol. Au umplut un gol imens pe care muzica hip-hop, pop și tot ce era și ei și acum nu nu putea umple. Adică toată lumea făcea muzică foarte depri foarte. Deci era tristă cu mesaj, chiar și noi rapperii făceam așa combinația asta de hip-pop. Adică ce era la radio era așa intra fata cânta refrenul noi băgam versurile acolo ce spuneam noi mai supărați și cam asta era știi toată muzica e, era tristuță și cred că Manele au venit și au umplut golul ăsta cu puteai să te miști acum greu mai auzi la radio melodie pe care să te miști eu cumva mereu am văzut curentul ăsta cumva underground pentru că Uh, și noi am pățit chestia asta foarte mult timp. Noi n-am fost la radio, dar aveam foarte mulți fani. Și chiar și, și muzica, și manele, la fel, tot pe filonul ăsta vin. Adică e o muzică cartieristică cumva, adică da. se promovează din gură în gură. Nu are nevoie, de, se pare, de nimic în plus. Cumva aici ne întâlneam. Tot underground, corect. Da. Cât de mare deci, era, cât de mare cred era. Cred că asta, în concluzie, cred că asta a fost uh, uh, cred că asta a pus umărul la uh, explozia de manele, după, faptul după, că e, după, după pandemie. După pandemie, faptul că era o muzică de petrecere, Să puteai, puteai să te miști pe ea. Tu care poți să te uiți din ambele uh, poziții, adică și din anii 90 și acum după pandemie, da? Că a, 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 ai ani de experiență. Semanele acum la fel de puternice cum erau atunci, în anii 90, când a ieșit, când era Dan Armenian, ca și toată lumea, adică cam, cam acolo a ajuns sau acum sunt mult mai sunt, uh, Cu siguranță că acum sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți, e o frecvență mult mai mare de consum. Cred că genul ăsta muzical nu a murit, de fapt, Niciodată. nu a fost mai sus sau mai jos a apărut în atenția publicului sau a mai dispărut, dar există și tot toată lumea ascultă la petreceri. Cum ascultă și în Bulgaria, și cum ascultă și în Grecia, și în Serbia, și peste tot. Astea sunt Balcanii. Da, da. Acum, ce observ eu sau ce, ce văd eu, vă că la noi nu s-a dezvoltat în zona asta pe care ai început-o tu, de exemplu, făcută profesionist. La, să faci spectacole, să încerci să, să schimbi, să aduci... Elemente uh, noi. Da, adică lumea a rămas tot la nuntă și la botez. Da. Și la dedicație. Știu foarte, știu de la tine că mă și mira, mi eram că voi nu vrea să luați bani. Exact. Și aveai dita mai trupa și zi, zic, cum ne-ai ține pe ăștia? că de, era greu dar da, foarte da, mulți da, în trupa care... Și-a rămas lege. Care e, Adică știu că lumea venea cu sutele da, și nu, nu, n-ați vrut, adică mai apropie chestia asta că ca... noi suntem artiști, cântăm, avem un orariu și asta e, deși e foarte greu. nu era eu. foarte greu. E și cred că e și acum, dar poate ar trebui mai mult să-ți urmeze exemplu, pentru că oamenii care ascultă muzică ca să fie fanul cuiva trebuie să știi că tu faci chestia asta pentru el și că în semn de respect că ți ascultă muzica, uite, tu îți mai putești. dau un album, îți mai cânt, îți mai că adică să existe apropierea asta nu că, bă, trebuie să-ți iau banii <gântu -i> și dacă nu îi dai, nu mai te fac în seamă adică, na. aici undeva să întrerupe -mi la mine filmul Vis-a-vis -vis de manele. Modul cum tratează publicul, nu în sine compoziția. Am auzit de la prieteni acum câțiva ani de zile, și mi se pare că te-am întrebat: te te ne-am văzut undeva, într-un avion sau ceva? Că și face face acum muzică, sau mi se pare că a avut un proiect, da? Cu muzică uh, religioasă sau ceva, nu? Nu. Că, uh, el a avut un proiect care s-a numit Hardcore. Așa. Și au, au dezbătut foarte multe subiecte, hai să zicem, politice. Au mers în zona asta, naționalistă, credință. Au avut la un moment dat un proiect care s-a numit Ființii Închisorilor, vorbeau despre da, 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 și despre. da, vorbeau de perioada aia în care putem să spunem că s-a desfășurat holocaustul românesc în care bă, foarte mulți preoți și oameni exact. de cultură au fost întemnițați și au fost supuși la niște chinuri foarte groaznice, lucruri care că nu se discută încă, au trebuit să vină niște rapperi să le discute. Uh, au ajuns în zona asta cu muzica și uh, probabil de-aia... Te-ai gândit tu că e ceva religios, dar nu, nu, n-a făcut la modul cum fac, nu știu, mai există la baptiști sau nu da, știu da, ce da. alte uh, secte religioase care au muzică special dedicată. Nu, dar știu, Iisus că, el e, cu ele astea. știu că sunt prieten și el și, și știu că e foarte, foarte creativ și foarte genial la ce face și da. Da, da, da. Că... el e așa un poet. Știu că, știu că e, e poet. Mai poet, eu sunt mai... Uh... Satiric. Mie îmi place să, să să vorbesc despre lucruri importante, dar cu, cu cuvinte simple. Adică încerc tot timpul să, să vorbesc pe înțelesul omului, chiar dacă problema e mai complicat. Încerc să, să am așa, asta cred eu că e spiritul rep, să bă, să înțeleagă toată lumea ceea ce eu zic și e foarte greu să știi, să da, spui... Da în trei dude, exact Mesaj. uh, mesajul. A, asta încerc eu să fac, știi, să de să zic că sunt popular, ca exact. un soi de populară pe rep. Cum sunteți acum? Mai colaborați? <laughs> acum suntem în turneu. Uh, pe 20 aprilie avem la uh, Arenele Romane, ultimul spectacol. Până atunci mai, eu cred că mai prindem săptămâna asta la Cluj. Mai avem Pitești și... Brașov și după aia la, la arenele romane, ne vene pe e 20. E bine, s-a liniștit acum, nu? Că ți -mi minte da. că eu mă vedeam cu el întotdeauna între... Ah. Mai știi ce zic? Ba da. la Nută la tine, ba la Iore, ba acolo, când nu, era el... Nu, nu, mă. Mulțumim lui Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne ajută. S-a întâmplat... Toți ne-am minu... cumințit. S-a întâmplat minunea, că așa cum decurgeau lucrurile, nu-i dădeam foarte mult, sincer să fiu, dar... Așa face Dumnezeu lucrurile, la un moment dat te întărește, îți aduce gândul bun, îți aduce omul potrivit și văd că, na, e, cu siguranță e mult mai bine. S-a și bine. Da, acum, practic, noi suntem în primul nostru turneu din viața noastră, dacă-ți să crezi. Wow deci așa de organizați suntem, dar atunci când eram în anii 90 și aveam succes cu pe de borfaș, tot suna telefonul, hai vino tu încolo, vină, o cânt acolo, nu s-a gândit nimeni să facă un turneu, nici nu erau oameni care să facă instrumentale, da, păi oameni care să facă management și turnee și pe aia, nu se gândea nimeni. După care el tot a început să intre, să iasă la pușcărie ca trenurile din gara de nord. Știi cum veneam și pleacă, vin și pleacă cam așa. Să da, n-am putut să pronunț asta, adică când ne vedeam noi pântre. Da, adică... așa. Și după aia am făcut albume, el a făcut albumul lui solo, m-am apucat eu de cariera solo și acum la albumul ăsta, la Foarte, aici am... Am hotărât, hai să mergem în primul nostru turneu național. Și ce a zis Cristi? Hai să vă punem împreună ochiul să faceți turneul. Da, bine, l-am făcut împreună cu Gianini Munteanu, l am făcut uh -huh. Cristi, ok, da. Nu zic turneul, îl faceți cu Cristi, nu? Nu, cu ah. Rebel Music, Giannini Munteanu. A, ah, mișto, Muteanu. mișto. Și în câte, câte orașe ați avut? mi pus o întrebare grea, mă, cred că au fost 16, 20 de orașe, mișto. cam mișto. așa, până acum. Am luat așa de la mare, ne-am dus frumos până în Banat, Ardeal încolo, acum ne întoarcem ușor. Mai avem Bistrița, Cluj, Pitești, Ai fost acasă, Prașov. la, ai fost acasă la soție în zona aia? Am fost uh, pe aproape cumva. Nu, -am fost sau? Nu, Deva. Deva, Deva. Din Deva, Da. În păcate n Acolo sunt orașe unde tinerii în general pleacă. Când fac 18 ani, fug. Deva, Hunedoara. Cum e Dragoș ca, ca, ca tată? Nu știu, cred că trebuie să-mi întreb copiii. Îi zic că se cu tata. Deci mă apropiu de un neapuiu, se pare. Încerc pe cât posibil să-i înțeleg. Nu-mi iese așa tot timpul, că iese neapuiul din tine la un moment dat. Buf, ce faci? Ce Și încerc să-i În primul rând mă gândesc să-i... Să-i susțin, să-i suspir încrederea că poate să facă lucruri. Asta cred că mă interesează cel mai mult: să aibă încredere, să aibă curaj și să nu, să nu simtă frica aia, știi, de nou, de orice altceva. Pentru că, da, acum nu toți sunt făcuți să fie doctor, nu toți sunt făcuți să fie genii sau, eu știu, sportivi de performanță, cum o vrea Dumnezeu ideea asta să ai încredere în tine în primul rând să, să, să poți să duci lucruri nu știu ce să-i învăț să spun sincer, nu știu ce să-i învăț pentru că nu cred că ceea ce știu eu le va mai folosi la ceva lor. Exact. Adică lumea se schimbă... Om, stau să mă gândesc că telefonul pe care l am eu în buzunar acum este de 10-20 de ori mai bun ca calculatorul din studio da. ăla, din anii 90. Da. Deci face atât care de 100, mult... de 100 de ori mai bun. Da, de 100 de ori. Și va fi peste 5 ani de... și mai, mai sus. Nu știu cum va arăta lumea, dar cu siguranță că curaj De curaj vor avea nevoie, de încredere vor a, va, o să aibă nevoie, mai ales când începe orice, și când începe o afacere, o, la primul hop, adică trebuie să, să știi să treci cumva peste chestiile astea și dragoste, cred că dragoste e cea mai importantă, în momentul în care un copil este iubit și știe că e iubit, asta cred că îl și deschide mai departe spre alții, să aibă și empatie adică să știi să relaționezi cu oile alții din jurul tău și să, să, să te, cred că te simți mai, mai fericit, mai bucuros aici ești, am întrebare puternică am întrebare puternică Iazi. cum e Dragoș fost băiat de cartier ca tată cu fetele e greu <laughs> abia acum începe vârsta E greu, îți dai seama cum atât... Vă trebuie să-ți... Să... să te stăpânești. Să tași din gură, da. Trebuie să tași din gură, să înghiți și... Da, bă, până la urmă... Toate lucrurile care cei tu că nu o să faci, trebuie să le faci. <gântu -i> Știi când zici Ce tu, bă, că la mine nu o să meargă. Cum o să meargă? Stai tu liniștit. Uh... În general... Uh... Vreau să le cunosc uh, iubiții. O să fie cei mai buni prieteni ai mei. Vreau să-i cunosc să fim frați împreună. Da. Asta nu m -a m -a mai e cum era pe vremea, că cu buta. Gata, uh, nu, pe cred că, Da, nu. Cred că e mai degrabă să, să cunosc, să-i să știu. Să știu cum arată. Așa că se ferește de mine și se duce pe o altă parte tot. E mai să rău. ceva. Sper să fie băieți acum. <laughs> Dar, nu. Cred că înveți din, din mers. Nu, niciodată nu ești pregătit pentru perioadele astea, mai ales că copiii evoluează foarte mult de la un an la altul. Adică Practic, dacă mă uit acum la filmările cu ele de acum 5 ani, parcă mă uit la alte persoane. Nu e ca și cum, nu știu dacă ai avut impresia asta. Ba da, așa da, e, deci, cu Andrei. Mă uit la altă, nu mai există persoana aia și încerc să, cu fiecare persoană, să discut diferit. Uh, diferit. Acum, multe discuții nici nu prea am eu, că sunt foarte mult implicat, doar dacă sunt solicitat. Sunt solicitat doar așa în cazul de astea. Sau o soția ta. Da, păi nu fetele sunt înțeleg altfel între ele. Eu sunt solicitat așa, când uh, sunt cazuri extreme. Trebuie să merg la concertul cu tare, le lași sau trebuie să se duc să doarmă la nu știu cine, le lași și mă bagă pe mine la înaintare, la, 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 la asta Să fii băiatul rău. Uh, da. Ca ai, cum, ba, Dar poți să mă sune. Da, la orice a, oră poate să mă... Am văzut că ai ezitat, adică și că a fost greu răspunsul. Deci, în comparație cu acum 10 ani care au la mine fata niciodată, acum te-ai păi, domolit, nu? Da, cu siguranță că... Nici nu poți să-ți faci copilul un neadaptat așa, să tu să-i impui niște reguli pe care societatea din jur nu, nu, mai ține, de care societatea din jur nu mai ține cont. Nici să faci așa un paria între prietenii lui. Foarte mult timp, de exemplu, copiii mei n-au avut telefoane. Pandemia l a pus telefoanele în mână. Și... Aveam discuția asta mereu, cu toți ceilalți aveau, ele n-aveau, zic, bă, n-am ce să mai o țin eu așa, fac pe nebunul, că nu au ce să discute cu ea. Trec cumva să... să faci așa, un melaj între principiile tale și cum e lumea de acum. Cam asta. Îți spun sincer că e destul de greu, dar... Ești exigent cu ei? Eu zic că nu ei. Zic că da. <laughs> Cred că... Diferența asta între generații a existat, a existat mereu și din fericire eu am fost lăsat cam să fac ce vreau și atunci nu pot să fac eu acum apă șmecherul și să zic că tot timpul, mă, tot timpul încerc să mă gândesc ce făceam eu la vârsta lor știi? și atunci mă calmez pentru că îmi dau seama că făceam mult mai rău. Mai și le mai... le făceam un mai, băiat? Nu mai e nevoie să mai zici, știu eu asta. Da. <laughs> adică stau și mă gândesc de câte ori am o pornire de aia să, bă, că nu, tai că le zic, zic stai, mă, să mă gândesc eu ce făceam atunci și zic, mh. mai ales că există și o întreagă enciclopedie a lucrurilor îi poate să acceseze. Da, eu am avut inspirația ca să mi le înregistrez. Exact. Forma de albume. Și atunci oamenii toate, și toate albumele și la am moment dat îmi și scot din sertar cât un vers. Ia uite ce zice aici. Că nu e... Zic. Cum, e cum e cu soția ta? Adică, cred că este extrem de obositor să, să crească trei copii, nu? Da, e, te, te, solicită foarte mult, mai ales că na, sunt și vârste diferite, astea mai, sunt mai mari, au alte probleme, aia e mică, are, va, cu totul alte discuții, ne mai ajută și soacrele, pentru că na, sunt un fel de Hugh Hefner, stau cu cinci femei în casă. Yes. Da, la cu carnea moment. prăjită cum stăm? Cu carnea prăjită, da, chiar mă... asta aveam discuția să asta. Fie exact. Discuția cu neva, Reprezentativ. dacă mănâncă țiganii, cum îi zice, legume. Poți să zic țigan sau poți da. să zic romi? Țigan aici ești, da, știu, ești bine aici, ești bine. Da, nu știu, cu, cuvintele astea noi... Nu suntem ok astea. Da. Așa e și... Domnule, am cu carnea prăjită, carnea prăjită cu prăjel, cu ceafă, cu da, astea, asta e meniul. Dar, nu, eu sunt mai uh, cu legumele. Mai bași legumele. Sunt mai rămân. Dar da. Sunt cu legumele. Da, mai țin post, mai... Acum lași și în postul Paștelui, râde de mine, că mănânc verdețuri de-astea. Zice că... Și eu țin postul, că ne-am ne dat așa. Dar, adică ne-am mulțumit Dumnezeu, Dumnezeu. Da, bine, uh, dar nu e o dietă. Hai să facem. Nu, 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 nu. nu e, e, să, exact. să nu o luăm că am observat că se discută foarte mult pe tema asta, ca și cum ar fi o dietă, și sunt unii care uh, confundă cu postul cu dieta. Și chiar și spun. Știu că și tu ai zis, da, postul cu apă, dar nu e post. E o dietă. Exact. Uh, cred că cea mai grea treabă e asta de de a încerca să fii bun. De a încerca să fii bun câteva zile și să nu te cerci și să lași de la tine și să fii mai zmerit și să nu mai zici... în termenii vechi ai noștri să înghiți. Ca asta pe mai înțelege. da, de da, ce da, sunt fraier să înghiți? Da, da, da. Câteodată mă gândesc, zic, norocul tău că ești în perioada asta. <laughs> <laughs> zic, ah, vorbim de mai. <laughs> Cam asta e. Mai mulți băieți am, am observat din uh, generația noastră care am avut uh, apucăturile care am avut n-am dus spre biserică, spre Dumnezeu, spre credință. Cum, ve, cum de ce? Eu cred, asta? Că am fost, cred că tot timpul am, am avut o, o. Am avut niște exemple. Adică eu am fost cu bunicii mei la biserică când eram mic, am fost dus normal că nu puteam să fiu foarte vlavios la 18 ani, e greu, dar tot timpul am avut apropierea asta și, și în albume am mai pomenit și chiar am avut și pe copertă, la un moment dat am făcut o poză cu uh, biserica de la noi din cartier. Uh, având experiențe, trăind experiențe, că uh, atunci îți dai seama că... Uh, lumea nu, nu, poate fi influențată doar de tine și că tu nu ești miezul, tu ești de fapt un fir de praf care să plim așa, practic, într-un deșert. E foarte... că toți am trecut în situații limită și ai văzut că la un moment dat totul ți s-a îndreptat, deși părea că nu se poate. Sau ai căzut de undeva de sus, erai foarte bine și la un moment dat ai văzut că într-o secundă s-a dus totul și îți dai seama că sunt niște forțe, sunt niște... e o chestie mai mare decât tine care acționează și încep să vezi lumea, că eu cred că credința în primul rând se simte având experiențe și având experiențele de viață, nu neapărat în biserică citind cărțile, că Așa îl simți pot Dumnezeu, că îl simți în lucrurile care ți se întâmplă. Nu, și Atunci când, când capeți și o experiență mai mare de viață, na, îți dai seama că ai trecut până o grămadă și te gândești, bă, puteam să fiu mort atunci dacă nu era da, nu știu da, ce da, sau... Da, da. Și, adică vezi astea pe schimbările pe pielea ta și atunci n-ai cum să a, mai... Și a lasă momentele, adică când era exact în punctul la unde puteai să fii mort și da. Adică nu, mai, nu, nu te-ai salvat, doar Dumnezeu te-a salvat. Da, aveam de, de... multe ori, de exemplu, mă la studio și dădeam absolut maxim tot ce se putea mai bun din mine și nu, nu ieșea niciodată nimic. Deci au fost multe zile că mă de degeaba, mă oceam pur și simplu. Făceam tone de piese, făceam totul ca la carte, nu exista nimic. E, într-o jumătate de oră te trezeai într-un studio și făceai... Am făcut o piesă, de exemplu, m-am dus la Timișoara, M la să, mă să mă întâlnesc cu nevastă mea, da? Atunci nu era nevastă mea, dar înceam după ea, cum era ea mâncea <laughs> și... Uh, mașina care eram, ia bubui motorul, deci simplu uh, cu 10 km înainte. Și atunci am făcut cele mai tari piese din viața mea, că nu aveam ce să fac atâtea zile până când reparau aia mașina. Așa am făcut undeva în Balcan, Doamna și Bagabuntul și Fresh. Astea sunt trei piese care mie mi-au schimbat viața. Deci, până atunci, încercasem o grămadă. Nu poți să ignori chestia, nu poți să spui că, bă, eu am făcut, bă, că dacă nu eram eu și făceam versurile alea, dacă nu era horror, nu, mă frate, nu. Există ceva mai sus decât noi și mulțumesc că are grijă de noi și că suntem. Uh, trebuie să mulțumim pentru sănătate, pentru toate lucrurile bune care se întâmplă și pentru ale, rele. Pentru că. Stup. Așa ni se par nou că se rele. Dar ne orice, mie orice, tot timpul când mi-a mers rău am fost mult mai, mai pe situație și când mi-a mers bine am început să iau razna, așa că și lucrurile rele te aduc pe cumva calea cea dreaptă, așa că am zis mersi și pentru alea bune și pentru alea rele. Ce frumos, ce frumos. Asta te, înva asta te învață viața de cartier, că veni vorba. Că Viața e ca o scară, când e sus, când e jos și nu e trebuie să te când e sus, că când cazi, de, caz, de sus te doare fundul, știi? Bac, caz, că e Stai mai liniștit așa. Da. Asta ne-a învățat până viața de duci pe copii la biserică? Da, nu să-i să duc la biserică, nu ce să -i le, să le impun, oricum au și ore de religie. Aici mă mai ajută și soacră mea în mele, m-a ajutat că e ateu. e greu să ai și o, bunică care e ateu. Adică ce îi zici tu îi zici ceva, ai și cu tot altceva, dar încercăm să le lăsăm liber, arbitru. Eu, na, până la urmă, copiii, ajuns și adulți, fără să vrea, o să repete lucrurile pe care le-au văzut la părinți. Încerc să fiu eu în primul rând cel care dă un exemplu. Și dacă poate o să mă vadă pe mine, o să decide cum, cum e treaba. Dacă mai avem discuții pe, pe tema asta, uh, Paștele la noi, Paște, Crăciunul, merge la biserică, tot așa. Și mai mult de atât, uh, nici, nici, nu, vreau, nici nu vreau să obțin efectul contrariu. Știu, da, 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 să da. haideți cu japca, nu, că după a o să fie mai ales la experiența noastră, o să facem exact invers. Și am, am, văzut exemple de asta. Da, da. Și, și eu am văzut exemple în care au fost, na, copii care au fost duși așa sistematic cu jap, ca haide să facem, să învățăm cântecele, să nu știu ce, și prima lucru când au scăpat a făcut dezastru. Exact. Adică, S-au răzvrătit și, a, și asta, nu numai, mai e religie, și în educație, și în orice, și într-o meserie. Da, nu știu, la noi, o, asta e minunat, la ortodoxia nu te nu te presează să faci lucruri și îți lasă liberul arbitru. Nu, nu vine preotul, vine doar să-ți sfințească casa, eu știu, bobotează. Dacă vrei tu să te duci de Paște, te duci. Dacă nu, nu, nu te cheamă nimeni săptămânal. Acum, dacă vrei să te duci, să vii, bă, n-ai venit astăzi, ce da, cu tine? Hai, spune trei tatăl nostru, șapte dale, două dale. E destul de lejer, ca să zic așa. S-au prins și cu ce popor au de a face. <laughs> La un moment dat făceai niște videouri mișto uh, acum vreo ani de zile. Ți-mi minte că ai făcut video astea, le vedeam, le, le vedeam pe Facebook, care vorbeai despre problemele sociale și politice. A, mai, da, mai, mai făceam din când când, când mi se mai uh, năzărea mie așa să mai fac. Uh, uh, N-am mai făcut în ultimul timp și pentru că societatea s-a încrâncenat foarte mult și uh, acum nu, 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 se prea mai... Uh, nu prea mă obișnuiesc cu oamenii să vorbească în contradictoriu fără să se certe. Da. Să nu mai există dialectică și tot timpul ești băgat cu japca în diverse categorii. Acum, dacă vreau să, să discut despre, de exemplu, mi-am făcut un, am făcut un filmul de susținere a producătorilor uh, România. Dacă tu te duci la magazin și ai 700 de feluri de suc de roșii în față, uite-te și tu pe etichetă, mă vezi care-i făcut la noi. Că dacă cumperi un lucru care-i făcut, ajuns pe om, nu firma neapărat respectivă, cât și oamenii care lucrează pentru el. Nu mai pleacă până în Spania, până în Italia. Să... Adică la nu e o tragedie foarte mare. bineînțeles, s-au tristunit să zică, ai, ești naționalist, bă, că nu știu ce, că cuvântul ăsta acum e egal cu nazist, că ce faci, că Mi-a fost și teamă la un moment dat să mai dezbat anumite subiecte, zic, bă, să nu... Să nu supere. Să nu... sunt, Sunt o categorie de omuleți sau de conturi de-astea care sunt false, care atunci când tu ești din matcă, cumva ai zis ceva care nu le convine lor, buf, dintr-o dată ești linșat mediatic. Te trezești că ai câte 2 trei mii de uh, răspunsuri de-astea negative și așa mai departe. Și am luat un pic o pauză la chestia asta, dar o, o să mai fac dacă voi fi solicitat. Am avut și multe podcasturi acum, știi? Exact. Și eu nu vreau să plictisesc lumea, mereu m-am ferit de chestia asta să uh, să nu fac eu pe povățitor, învățătorul, profesorul, deși unii mai iau din ceea ce zic eu așa ca vă că și pun, ia uite ce a zis. Dar nu, nu vreau să stresez lumea cu mine, că nu sunt eu pentru sunt oamenii... unii mult mai deșteți care poate să dea sfaturi, nu, 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 să nu mă las de exemplu, vă rog eu frumos, nu sunt un exemplu pentru nimeni și nici nu încerc să fiu. Ești un modest pentru că pentru oamenii care te știu cum te știu eu, ești unul dintre cei mai, ce mai, ce mai fun, fine băieți, cei mai humble, cei mai, ce mai mișto oameni pe care știu ah, pe bune. Mersi frumos! Și în lumea, și lumea muzicală, adică ești un super băiat, adică toată tot lumea din industrie te iubește și ești foarte down to earth, adică nu, nu, nu mai frițe în cap de nimic că așa ești. M-am gândit de multe ori că iubirea asta pe care o au oamenii în general și care ne ascultă muzica față de noi ne ajută. Exact așa cum te duci la biserică și tu te rogi, sunt, sunt foarte mulți care se roagă pentru tine, faptul că foarte mulți oameni gândesc bine despre tine te ajută cumva. Eu simt chestia asta, simt energia asta și la spectacole și de asta încerc pe cât posibil să nu i uh, păcălesc, adică mu muzica și mesajul care îl spun acolo să fie și pentru oameni. Că e comercial, că nu i comercial, că ajung la radio, că nu ajung la, ra la radio, dar să fie și să-l să 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 simtă. Pentru că am avut momente foarte grele de-a lungul carierei și de-a lungul vieții și mă, în momentul când te oprește cineva pe stradă așa aiorea și strânge mâna și zice băi, Dragoș, zice și pe mi Dragoș ce mult mi-a plăcut chestia să mergi, să dai în continuare. Am avut momente, ca, nu spun sincer, am vrut și să mă las de muzică la un moment dat. Și eu, băi, aveam oameni ăștia care veneau, bă, tu ești, cât ascultam casetele și... Dragostea asta duce mai departe, știi? Te ajută, cu siguranță. Îți dă putere. Da. Da, vezi, de multe ori în ochii oamenilor câtă speranță își pun ei în tine. Da, bine, și greu acum că, să nu dezamăgești, dar nu poți să fii Știi, cine caută să mulțumesc pe toată lumea nu mulțumește pe nimeni. Asta e legea. Ai tu... suferit de asta, de, de perfecționist sau de sindromul impostorului? Sau asta e acum la modă? Poate, adică... mai de, poate mai de mult sufeream de, de chestia asta până când mi-am dat seama că sunt unele zile în care poți să ieși din casă că ieși degeaba. Adică nu se leagă nimic. Nu știu. S Aia și era în cartier. Băi, eram în zile, mai bine dormeam săptămâna asta. Că oricum orice am încercat să întreprind nu s-a legat. Și am ustrat și muzică. Există, eu practic sunt același om, fac aceeași muzică, cam aceleași versuri, le cânt cam tot așa, că nu mi-am schimbat, nu am început să cânt ca și Andra, de exemplu, tot repoi, dar la anumite intervale de timp lumea mă observă și mă vede ca și cum wow. <gângă> și am văzut că bă, există momente care îți merge, care lumea interacționează cu tine și momente care nu. Și atunci trebuie să, să te munezi pe ele, să... Să înțelegi că există o... Se, că există o curbă, da? Că asta, asta, o este, fluiditate. Da, asta e, e tot. Și atunci n-am de ce să, să încerc să fiu perfecționist până la un punct, dar uh, îmi dau seama că foarte mult din ceea ce facem noi, inspirația asta sau, eu știu, sau cum te privește lumea asta, nu depinde neapărat numai de tine. Ei sunt o, un, un, cuplu de conjuncturi care tu nu ai cum să le controlezi. controlezi. Eram la un dat în studio și era bă, stăteai, ascultai o tobă, da, bă, nu e toba aia, e premier, bă, lasă-mă mă, că nu stă totul în chestia asta sau în versul cu tare. E așa, o balanță. Cu siguranță că nu trebuie să lași totul în voia sorții. Nu, nu, nu. nu. Dar, dar după, după am... ani și ani de experiență îți dai că nu ai a conta. Da, nu aia. Am o vorbă. Știi că inspirația trebuie să te prindă muncind. Cam asta e, știi? Adică tu ți faci treaba ta... Trebuie să ai o organizare, că trebuie să existe, nu există nicăieri în lumea asta, niciun domeniu în care să... Dacă nu ești organizat, să-ți și asta. Adică trebuie să fii organizat, dar în același timp trebuie să ai în cap și faptul că noi, cel puțin în domeniul nostru, noi nu lucrăm cu mâinile, cu picioarele, cu capul, lucrăm cu spiritul. Energia și spiritul, așa Și e. aici... Sunt niște cunoștințe care nu știu dacă cineva. Ne depășesc, noi, ne, depășesc. ne depășesc, da. Probabil eu m-am gândit de multe ori că anticii cred că știau mult mai multe despre spirit decât știm noi acum. Și cred că, din punctul de vedere, a fost o involuție. Probabil dacă încercăm să lăsăm lucrurile așa să vină de la sine, să mai ne gândim și la ce place inimii sau ce. Să ne dăm seama că na, nouă ni s-a prezentat în cartea de anatomie omul mort, Stând. Omul nu e doar e impulsul, un impuls, un exact. impulsul vine și mușchiul se mișcă și nu, nu, există și suflet. Partea asta sufletească trebuie cumva lăsate să se desfășoare și că cumva funcționează în universul ăsta independent de ceea ce gândim noi, ce facem, ce, nu știu. A avut vreodată și uh, depresie sau anxietate? Nu prea am avut timp de depresie, ți-o spun sincer. Cu siguranță că există momente când te simți că când nu merge, te simți dezamăgit de tine, de uh, cei din jur, uh, supărat, uh, dacă asta e depresia, da? Dar uh, e o stare normală. Starea de supărare, din punctul meu de vedere, este o stare normală. Starea normală este starea de fericire continuă. Pentru că atunci, de-abia atunci poate să spună cineva că ești nebun. Că... <laughs> să mergi așa. E, ori, lumea vrea să mă facă pe mine să cred că eu am o boală dacă sunt supărat. Nu, nu am o boală. Sunt supărat, stau supărat o săptămână, îmi dau un cap, plâng, mă bat, fac ce vreau eu, dar după aia îmi dau două palme și merg înapoi. Că n-am, dacă, știi care treaba? Și când n-ai nimic de făcut, atunci poți să stai în depresie luni de zile, că n-ai nimic de făcut. Dacă n-ai ceva de făcut, spune spun eu că îți dai două palme și te sui, ai copii, ai nevastă, ai, n-ai timp de depresie. Aici mai aveam o discuție și cu nevastă mea, cu ce că dă, Cu ADHD, cum am auzit boala asta, că e ADHD, că nu ești concentrat. Și bă, nu cred că există chestia asta de nu ești concentrat. Nu ești concentrat pentru că noi nu mai experimentăm euh, euh, asta concentrația. Adică, eu vin de anii 90, unde nu erau telefoane, nu mă suna nimeni, nu știu ce... Nu și atunci puteam să mă concentrez, de exemplu, zi, mă ceam la studio și puteam să, să fac o piesă în trei ore, nu mă bătea nimeni la cap. Mă concentram pe un lucru. Acum, să nu te lasă Acum place... de foarte multe ori, eu mă surprind uitându-mă la televizor în timp ce mă uit la telefon <laughs> și în timp ce mă mai vorbesc și cu uh, cineva. Nu am cum să mă... Și când vreau să fac lucruri, de exemplu, să intru pe laptop să fac un text, păi mai mă pe trei site-uri. Mai vorbesc, da, da, da. mai aici ai practic exercițiul ăsta al concentrării l-am pierdut pentru că ni s-a spus că poți să fii multitasking să Greșit. faci foarte multe Greșit. ori. eu de foarte multe ori mă duc stau, uite, singur statul singur nu e depresie, nu e, bă, stau singur ca să mă gândesc la ce am făcut nu neapărat că e o problemă și aici e E discuția asta și cu uh, depresia. Într-adevăr, de, toată lumea uh, tratează, știi ce tratează? Uh, tratează uh, efectul depresiei. Adică uh, e supărat, te fac fericit. Dar nu, nimeni nu tratează motivul. Bă, dar de ce sunt supărat? Poate am niște probleme sufletești mari și atunci trebuie să le rezolv pe alea. Bă, uite, de exemplu, nu mă simt bine în compania prietenilor mei. Mi se pare că nu sunt băgat în seamă. Sau la muncă, mi se pare că nu fac ceea ce fac. Păi nu, dacă eu sunt în depresie și tu îmi dai nu știu ce și mă face fericit, că nu mai iau aia, înseamnă că tot problema tot a rămas. Cumva, cred că e un nemulțumir la care și marea majoritatea pastilor văd că funcționează doar așa, că îți tratează efectul, nu stratează tratează și cauza. Și cred că fiecare din noi găsim, văd că sunt oameni care schimbă viețile complet. De exemplu, renunță la munca respectivă și să apucă și facă altceva și mai departe. E foarte dificil să-ți să dai seama, dar cu siguranță că conform standardelor actuale cu siguranță că și domnul Pui a fost în depresie, dar eu am privit -o ca o perioadă normală a vieții mele, o perioadă urâtă, nasoală, dar care mi-a folosit, m-am renăscut mai puternic din ea, mi-am dat seama că am greșit, mi-a părut rău de greșel, încerc să nu le mai fac. Știi care e treaba? Să nu dai din depresie în prostie. De aici... De asta mi-e frică mai mult. Paradoxul. De prostie, de, nu de depresie. Adică să greșesc de mai multe ori același lucru și să am impresia că o să am alt rezultat. Am făcut-o și pe asta, dar... Asta mi se pare, mie, cea mai mare... Capcană, știi? Când, bă, ai greșit ceva, ai supărat, greșești din nou și tot, aștept să fie alt rezultat. Dar, bă, Acum... Nu știu dacă ți am zis, mă, și, iar și o, o problemă mare, atunci ești foarte, ești fericit non-stop. De-abia atunci trebuie să te interneze undeva. Am o întrebare aici, uh, spre sfârșitul podcastului. Mai mult ca sigur sunt fanii voștri care se gândesc la asta uh, numai cum era în anii 90. Cum uh, ar, mai fi, cum ar fi sau cum sunteți între voi, uh, între echipe? A, a existat foarte șansa de o colaborare sau ceva între voi, paraziții, BUG Mafia? Adică cum, cum stă situația acum? Uh, situația stă exact cum stă asta și înainte. Adică nu există colaborări, uh, uh, orgolile sunt mari, uh, cu unii ne-am și certat definitiv. Cu Tot ce certa a... sunteți, asta, asta mă Da, da. Uh, la un moment dat nici nu mai țin minte exact de unde a început, dar suntem certați. Uh, nu cred că o să existe colaborări nici la familia cu paraziții, nici mafia cu la familia, nici. Noi suntem niște trupe venite din anii 90, unde toată lumea stătea în gardă și fiecare pe bucata lui cu dă Cartier și asta e așa, așa suntem și nu cred că nu, mai, nu ne mai poate schimba cineva. ăștia puștii cred că pot să mai colaboreze, noi suntem ăștia 90 -iști. Fiecare cu cartierul lui, cu partea lui și nu ne băgăm cu alții, știi? Unde deci tot așa are a rămas. Nu s-a schimbat eu, asta. Un, da, da, nu. N-ai cum să... ai mă ce să faci cu noi. E un minus, așa să zic, pentru lumea hip-hop. Adică eu mi-a mi-aș fi mi duc aminte cu plăcere de momentele când mergeam în deschidere la mafia, cântam și chiar și Chelu cânta cu mafia și existau colaborări, știu că și Uzi a avut o melodie cu un bladon, dacă nu mă înșel. Dar cam aici s-au terminat uh, lucrurile. Cine știe? Nu știm ce. Poate undeva, când o să fim noi baston și o să fac ăștia cum îi aduc acum pe Bonnie ce sunt cinci formații și să zică, haide mă, mă, ce zic, mă, 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 Ne împăcăm. -a, -a, a, și ne luăm în brațe și ne pupăm. Dragoș, pun o întrebare tuturor invitaților mei în încheierea podcastului, totdeauna, în urma experiențelor acumulate de tine în viața asta, să zicem că într-un metavers, în 50, 100, 200 de ani, un copil sau generațiile, care vin în generațiile următoare se vor uita la noi, o să, zicem că se uită la, la podcastul ăsta. Care ar fi un sfat al tău, un citat al tău, adică ce -i, ce -i recomanda următoarelor generație în urma tuturor experiențelor acumulate de tine? Acum am uit la Exact. copilul din da. meta da, bine, nu știu, sper să să existe chestia asta adică să nu bubuie serverele de la YouTube exact. sau de -asta. A, exact. așa în cască deci, cred că cel mai important și mai important din punctul meu de vedere este să nu te minți pe tine cred că e greșeala care o facem cel mai des și fără să ne dăm seama și e cel mai mare dușman al nostru asta, să ne mințim singuri Știm și cum să ne mințim că suntem noi. Dar cred că atâta timp cât suntem sinceri față de noi, nu cred că o să existe nici depresie, nici părere de rău și nici prieteni falsi și în jur. Și viața noastră o să arate exact așa cum ne dorim, pentru că așa suntem. Mulțumesc mult, și te iubesc, mulțumesc mult toți. Bine. Vă mulțumesc și vouă, nu uitați să vă abonați, să dați mai departe podcastul și ne vedem joia viitoare. Doamne ajută, vă mulțumesc mult, mulțumesc mult, și te iubesc. Mulțumesc și eu. After.